Mă bucur din nou că suntem împreună la Centrul Cultural. Mulțumesc doamnei director pentru invitația dânsei și pentru posibilitatea de a ne adresa dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că alături de mine este sfinția sa, părintele profesor universitar, doctor Ion Popescu, parohul Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul din Pitești. Dânsul este nu numai un dogmatist excelent, un preot slujitor, este doctor în filozofie, doctor în teologie, conducător de doctorat, un om care a trecut, care a știut să îmbine ortodoxia cu ortopraxia în viața practică și de aceea mă bucur foarte mult că este din nou alături de noi și a onorat invitația noastră. Bine ați venit, Părinte Profesor! Părinte Profesor, la ultima noastră întâlnire am abordat o temă generoasă, vastă, complexă, cu multiple semnificații și implicații, clasică și totuși actuală, și anume ființa, existența și ipostasurile. Vă amintesc că dialogul nostru, discursul dumneavoastră, s-a oprit la începutul epocii contemporane, moderne. Sigur, mai rămâne așa să mai trecem puțin de vistă și gândirea la Descartes, da, epoca contemporană, în domeniul filozofiei și, bineînțeles, în domeniul teologiei, să amintim și gândirea, contribuția Sfântului Grigorie Palama cu teologia luminii și, bineînțeles, și altor teologi care au marcat existența între timp. Știut fiind faptul că problema aceasta a existenței este una care a apărut odată ce omul a devenit conștient de sine însuși și de tot ceea ce îl înconjoară, întrebările fundamentale care necesită un răspuns filozofic, teologic, dar și științific, sunt ce este existența, ce este ființa, cum este posibilă existența, dacă aceasta este unica existență posibilă. Leibniz spunea că trăim între cea mai bună dintre toate lumile posibile și, bineînțeles, ce este ființa, ce este ființarea, ipostasurile, persoana ca atare, iată cât de multe întrebări sunt pe care omul contemporan, nu neapărat filozoful sau teologic, și le pune. Fiindcă așa cum spunea dumneavoastră, am rămas la Descartes, vom reveni și la Sfântul Grigorie Palama din secolul al XIV-lea, dar să începem cu filozofia raționalistă, carteziană, care a însemnat într-adevăr un moment de coritură, pentru că cu acel dubito ergo sum, practic este o invitație ca omul să-și folosească rațiunea, inteligența și raportează totuși la inteligența umană, la rațiune, cunoașterea ca atare și nu numai la cunoașterea sensibilă. Face o legătură, să spunem, pornind de la Platon, de la Socrate, între lumea sensibilă și lumea inteligibilă, dar prin rațiunea umană. Ce putem reține de la Descartes și de la raționaliștii care au urmat în legătură cu această problematică ontologică a ființei, dar și problemele gnosologice ale cunoașterii? Poftiți, Părinte. Da, vă mulțumesc. René Descartes este părintele raționalismului modern. În secolul al XVII-lea, cetul de gravitate al discursul său filozofic și teologic deopotrivă a fost generat de problema existenței lui Dumnezeu. De la Sfântul Anselm, secolul al XI-lea, până în secolul al XX-lea, proba de foc a oricărei filozofii și teologii legat de explicarea absolutului a fost, este și este argumentul ontologic. Pentru că descoperit de fericitul Augustin, dezvoltat la maximum de Sfântul Anselm, da? A fost ruinat de către Immanuel Kant. Immanuel Kant a ruinat argumentul ontologic, el l-a și numit ontologic, însă Descartes a vrut să statuieze, adică să fundamenteze din punere logic acest argument, da. Și
într-o oricare mare măsură, aș putea să spun că a reușit, cu toate că și el a fost contestat de către Immanuel Kant și de către modernitate. Cea mai importantă descoperire pe care a făcut-o Descartes și vreau să spun acel punct, acel centru pe care poate fi așezat întreg univers, este vorba de descoperirea rațiunii umane. El, de fapt, el face începutul, e paradoxal ce spune acum, dar ce este adevărul, el este primul care pune începutul de construire, este o ciudățenie, el raționalistul, el face începutul de construire metafisice. Pentru că, spre deosebire de înaintașii lui filozofi și teologi creștini, care porneau de la Dumnezeu ca ființă și existență, René Descartes nu mai pornește de la Dumnezeu, ci de la om. Și anume de la rațiunea umană. De centru de gravitație, de gravitație al întregului univers, al întregii existențe, este rațiunea umană. Adică el așează omul, rațiunea umană, în centrul întregii existențe. Așa cum vă spuneam și înainte, eu le-am spus studenților mei, doctoranților mei și uneori și credincioșilor, în măsura în care pot să fiu înțeles, da? E mai greu, că fără să iubești înțelepciunea, că să zicem filozofia, dragostea de înțelepciune, nu ai nicio șansă să înțelegi ceva din teologie. Desigur, nu ai nevoie de multă știință ca să te mântuiești. Se poate mântui un creștin care e practicant, care postește, care se roagă, care viață curată, sigur, dar în momentul în care trebuie să înveți pe ceilalți, atunci ești obligat să ai o cunoaștere înaltă și, aș spune chiar, profundă, adâncă, pentru a scoate în evidență care sunt tainele și misterele care mai întâi trebuie legate la nivel rațional, pentru cum este o ființă rațională. Asta te ferește legătura dintre rațiune, voință și sentiment, te ferește ba de raționalism sec, adică fără trăire, ba de bigotism sentimentalist, de manifestările iraționale, cum se întâmplă la unele cultește numele rațiuni creștine sau persoane sau colectivități. Și atunci, primul lucru este cunoașterea. Și dacă deschidem pagini din Scripturi, vedem că peste tot se pune accentul pe cunoaștere, dar nu într-un mod direct, ci în mod implicit, indirect. Trebuie să cauți, să descoperi. Iată, întorcându-mă la Descartes, el el caută o dovadă, o dovadă logică, el caută o realitate care nu poate fi îndoielnică. Caută ceva care nu poate fi tăgăduit. Caută să descopere o certitudine la care să construiască întregul său edificiu filozofic. Și atunci pornește de la îndoială, dar nu îndoială ca stare, ca sentiment, ci îndoială din punct de vedere metodic. Spune el, dubito ergo cogito, deci mă îndoiesc, deci cuget, deci exist. Je dut, donc je pense, donc je suis. Adică eu mă pot îndoi de orice absolut în această lume, nu mă pot îndoi de faptul că mă îndoiesc. Și atunci, pentru faptul că mă îndoiesc, înseamnă că eu cuget, deci exist. Da. Și atunci el pornește de la îndoiala nu ca stare, pentru că foarte mulți privesc cu circumspecție îndoiala că nu e sigur în credință, că știți, master, nu e vreo de îndoială aia ca stare, ca basculare de la o stare la alta, ba ești învederat în adevăr, ba te-ai pierdut, ba înțelegi, ba nu înțelegi. Nu e vorba de asta. E vorba de îndoiala metodologică sau metodic, ca metod îndoiala. Da. Și atunci, pornind de la rațiunea umană, da, nu pornește de la Dumnezeu ca ființă și existență pentru a dovedi existența rațiunii umanești, ci pornește de la rațiune omenească pentru a dovedi existența lui Dumnezeu. Da. Și atunci el introduce că orice sistem filozofic, orice mare filozof a creat un sistem și orice sistem filozofic este original, sigur că s-a impus, a rămas în istoria filozofiei, marele sisteme au rămas. Dar celelalte
mă rog, auxiliare, ca să spun așa. Atunci introduce o idee nouă și anume ideea inascenței, da? Concepția că în mintea mea există idei născute. Adică nativismul sau genetismul este cunoscut în istoria filozofiei. În mintea mea există idei înnăscute. Adică în timp ce David Hume spunea că omul când se naște copilul are mintea ca o tablă ștearsă, tabula rasa, din senzualismul englez, da? 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 Cu David Hume, da? Și ceilalți, el spune nu, dimpotrivă. Omul se naște cu idei, da, clare și distincte. Deci e vorba de inascența ideilor. Adică ideile, omul se naște cu anumite idei clare și distincte. Cea mai clară și cea mai distinctă idee din mintea mea, născută în mintea mea, este ideea de Dumnezeu. Da. Desigur că îmbrăcând, ca să spun așa, nobilând rațiunea umană cu idei născute, între care cea mai înaltă este ideea de Dumnezeu, care este cea mai clară și cea mai distinctă, da? Și atunci eu dacă mă îndoiesc, deci cuget de ce exist, și exist, știu că am în mintea mea idei clare și distincte și aflu, descoper că cea mai înaltă idee, în mintea mea e ideea de Dumnezeu. Sigur, și atunci face legătura, ceea ce vrea să facă astfel din Canterbury, să facă legătura dintre ființă și existență. Pentru că am să spunea, în mintea mea, alivic vomaius cogitare non posit. În mintea mea există o idee mai înaltă decât oricare alta nu poate fi gândită. Dacă în mintea mea nu poate exista o idee mai înaltă decât ideea de Dumnezeu care există în mintea mea, a priori, adică înainte oricărui spune, înseamnă că ei trebuie să-i corespundă o existență în realitate. Sigur că argumentul ontologic nativist, genetist al lui René Descartes a fost combătut de un călugăr Gassendi, celebrul călugăr Gassendi, care l-a acuzat pe René Descartes de petitio principii. Adică, ce înseamnă petitio principii? Sunt cele patru vicii fundamentale. Să faci recurs la apel pentru la fundament pentru a demonstra fundament. Deci, pentru ca să demonstrezi un fundament, fac recurs la el, la fundament. Adică, este cercul vicios, sau dialela. Scolastic, da, și în sfârșit, el a sub această formă a ideilor născute a demonstrat, adică a repus în dreptul argumentul ontologic despre existența lui Dumnezeu. Da. Una din marele probleme cu care s-a confruntat Descartes, da, și pe care a intuit-o, dar nu rezolvat-o el, a fost problema raportului dintre minte și trup. Între minte și trup, între minte și materia cosmică, materia din afară. Pentru că el definea omul res cogitans, adică lucru gânditor, res reit, cu substantiv declarat 5 ani în limba latină, lucru gânditor, da. Iar corporalitatea, deci trupul și materia, res extens, adică este un lucru manifestat prin întindere. Da. Deci, care e legătura între res cogitans și res extens? Cum se face relația dintre cel care gândește și ceea ce gândește între subiect și obiect, între subiectivitate și obiectivitate. La prima vedere, chestiunea poate părea simplă, de aici și foarte multe erori în înțelegerea interpretării. Nu e simplă deloc, este foarte complicat. Pentru că aminte că în chirurile facerii de carte am citit, stătea pe balcon în centrul Parisului și gândind la relația dintre res cogitans și existența, a zis, da, ce văd eu pe stradă acum? Să văd pălării, mantale, pentru că nu există nicio, cum să spun, nicio relație directă, cum să spun, legată de cunoașterea celuilalt. Eu nu știu, până la urmă, ce este celălalt. Dar nu văd ființe umane, văd pălării, văd mantale umblătoare pe stradă. Adică problema dintre gândire și materialitate, corporalitate, este una dintre cele mai grele probleme pe care, atunci, Descartes a pus ideea esenței unui spațiu ontic sau transcendental în interiorul ființei umane. Idei pe care le va dezvolta magistral Immanuel Kant mai târziu, pentru că el este părintele
filozofii ontice sau transcendentale, dezavând transcendența, dinamitind transcendența, el centrează totul pe dimensiunea ontică sau transcendentală a ființei umane. Idee care a fost exploatată de unii mari teologi și catolici, de exemplu, Karl Rahner, da? Idee pe care a preluat-o și mare nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, ca capitolul Cristologie. Da? Și acum, suficient pentru Descartes, dacă mergem mai departe la Kant sau Hegel, cum doriți noastră. Da, așa este. Descartes a întemeiat problema ontologică pe rațiunea umană, așa cum spuneți dumneavoastră. Argumentul ontologic care a fost inițiat de către Descartes, unul dintre inițiatorii lui, și așa cum spuneați, a pus bazele raționalismului modern. Dar Descartes, ca și de altfel toți raționaliștii, aveau poate o încredere nelimitată în rațiunea umană. A trebuit mai târziu să vină marele filozof Kant, cu doctrina lui extraordinară, pornind de la acea trezire a lui din somnul dogmatic, se făcea o referire la filozofia lui Hume, prin care spunea problema care sunt limitele cunoașterii și posibilitatea cunoașterii. A făcut practic legătura pe care credem că Descartes a intuit-o între sensibilitate și rațiunea umană, între a priori și a posteriori, între judecățile sintetice a priori și judecățile sintetice sensibile, între intelect și rațiune. Referitor la Kant, el vorbea la un moment dat de religie numai în limitele rațiunii. Spunea marele filozof că trebuie să avem curajul să ne folosim rațiunea, dar aș vrea, părinte, în legătură cu aspectele ontologice, existențiale și de cunoaștere, ce înseamnă contribuția lui Kant și această trezire din somnul dogmatic de care vorbește Kant referitor la, la Hume, filozofiul Hume și opera lui. Da. Sigur că în tinerețe Immanuel Kant a fost entuziasmat de filozofia lui Descartes. El însuși s-a declarat cartezian până mândova oaselor. Sunt momentul în care a citit pe John Locke, senzualiștii englezi și David Hume. Cu adevărat, nu știu, cred că convins că ați citit Hume și John Locke, le-am citit de mult când eram, când eram student. Sigur, sunt niște cărți bulversante. Dacă nu ai o soliditate în ceea ce este cultura, informația, te poate fura. Și pe Kant l-a furat de dreptul. Acest pesimism gnoseologic pe care l-a lansat în piața filozofică Hume este devastator. Adică el pur și simplu atacă argumentul cauzalității. Aici este chestiunea. Adică el spune că nu este o relație cauzală între cauză și efect. Adică A nu îl face pe B, nu generează B pe C. Nu? Cine poate îi spune? Nu este propter hoc, adică pentru acesta, ci post hoc, după acesta. A nu este, deci B nu se naște din A, ci urmează. E vorba de succesivitate, nu cauzalitate. Și atunci, când spune că a fost trezit din somnul dogmatic, între ghilimele dogmatică, gândire rigidă, înghistată, așa, citindu-l pe Hume, și atunci a văzut și limitele rațiunii și la limite cunoașterii raționale și a trecut asta într-un sistem filozofic foarte tare, unde cele mai tari semne filozofice în toate timpurile și până la modernă, Kant, care se filozofia lui se creează prin criticism, da? Critic de Rainer Fer, nu critica rațiunii pure, critica rațiunii practice, așa mai departe, în care critica rațiunii teoretice pure, în care spune că ființa umană nu are acces cu ajutorul rațiunii la das din hanzih, adică lucrul în sine. Adică omul cu ajutorul rațiunii poate cunoaște mai fenomenul, adică fenomenul ce înseamnă, ceea ce apare, ceea ce se manifestă, nu ce este în spatele a ceea ce se manifestă, adică esența. Abenicio spune, el nu neagă existența lui Dumnezeu, spune că nu putem cunoaște pe Dumnezeu. Și o să vedem cum reușește să corecteze el această insuficiență. De fapt, o critică, de aceea spune că ceea ce numim cauzalitate nu e decât succesiune.
Și aici, de aceea spune el că s-a trezit în somn dogmatic, lăsând lumea să rămână în acest somn dogmatic, această înșelare, să se creadă că în lumea inteligibilă, sau lumea sensibilă, există o relație de cauzalitate. Nu există, ci o succesiune în sensul acesta. Sigur că sistemul lui filozofic e centrat pe trei coordonate și mă refer subțin la ele, că sunt putea vorbi oricât despre asta, că fiecare teză este abisală și este cum să vă spun, eu n-am întâlnit, mă rog, iertați-mi de modestie, n-am întâlnit pe cineva încă, dar nici la nivelul Academiei, n-am întâlnit pe cineva care să spun, să fiu sigur că l-a cunoscut pe Kant, adică a înțeles. De fapt, cele patru antinomii sunt nerezolvate nici astăzi, cele patru antinomii kantiene. Deci nimeni nu reușește să le dea de cap pentru că sunt ascunse, sunt abisale, sunt esoterice și mă miră de ce marii noștri filozofi, academicieni, nu reușesc și nu reușesc pentru că sunt... pentru asta ar trebui ei să renunțe la instrumentul care folosește, adică rațiunea, să accepte structura dogmatică sau antinomică acestor antinomii. Atunci, nu vor face niciodată, pentru că atunci ar trebui să ciudat este că Diel Kant, care a negat posibilitatea rațiunii umane de a accede la esență, tocmai el bulversează întreaga gândire umană prin lansarea acestor patru antinomii. Da. E mult discutat despre asta. În primul rând, datorită faptului că a alungat transcendența domeniul gnosologiei, n-a negat transcendența. Alungat-o. Înțelegeți, a spus. Nu pot să intru cu... Nu spun că nu există Dumnezeu, nu spun că nu există nemurirea sufletului, nu spun că nu există libertate. El există, nu pot să le dovedesc cu rațiunea. Și vine, atunci vine cu postulatele morale. Întrucât în lume este nedreptate, trebuie să existe undeva un loc și o stare unde să facă dreptate. De trebuie să fie, să existe viață veșnică, suflet. Deci, trebuie să existe Dumnezeu, da, trebuie să... și atunci, desigur că el îl așează pe Dumnezeu pentru a închega un sistem filozofic. Un sistem filozofic înseamnă un sistem prin care se explică totul, absolut totul. Și atunci, trebuie, sistemul trebuie să fie coerent și perfect închegat. Noi avem la noi, că avem la Lucian Blaga, un sistem închegat. Atunci, el așează pe Dumnezeu în centrul sistemului ca idee regulativă, adică în germană ca altsob, ca și cum ar fi, da? Trebuie să fie acolo. Cum ar fi temelia unei construcții. Sau vârful unei construcții, da? Trebuie să fie ca și cum ar fi, din rațiuni metodologice, ca idee regulativă. Nu ca idee pe care o pot demonstra, pe care o pot înțelege și o pot demonstra, rogi rațional că există. Eu o postulez de la postulă, postulare, postulavi, postulatum, da? Care înseamnă a cere, a pretinde să fie. Imperativul legii morale. Deci el înlocuiește inaccesibilitatea rațiunii în esență, la esența lucrurilor fundament, cu imperativul moral. Deci el pune morala, atenție, deasupra filozofiei, teoretice, deasupra teologiei. Atunci, el se încheagă și se pornind de la Dumnezeu ca idee regulativă. Și el stabilește cele 12 categorii. Aristotel a avut 10, da? Immanuel Kant 12, iar Constantin Noica a vrut să adauge și 13, a devenit într-o ființă. Da. A vrut să adauge și a... de-aia am participat la câteva simpozioane Noica și la Craiova și la București. O bucurie să întâlnesc și oameni care l-au cunoscut direct pe Constantin Noica, conferențiat, a ascultat prelegerile lui, e fascinant, da, așa. În primul rând, este vorba de ideile a priori, pe care, deci există categoriile minții sau ale gândirii cu care omul se naște, care sunt a priori, adică eu le am în mine înainte de experiență. Ele nu sunt, cum să vă spun, de exemplu, John Locke, opozabilul acestei gândiri, spunea: nihil este intelectul, vonum fuerit in sensu. Nimic nu este intelect dacă
care nu a fost mai întâi în simțuri. Adică toată cunoașterea vine și astăzi. Avem, vreau să spun că există această viziune și la nivelul universităților, care concepții empiriste, senzualiste, da? Toată cunoașterea mea vine prin simțuri. Da? Prin simțuri, ce simțuri și prin gândire. Da? Atunci, el vorbește cele 12 categorii ale gândirii pe care sunt a priorice, adică sunt înainte oricărei experiențe care există în mintea. Da. A doua idee extraordinară pe care o lansează Kant este, ne spune că simțurile sunt oarbe. Sunt oarbe, simțurile sunt. Deci informațiile care vin prin simțuri ar fi oarbe și sunt oarbe, dacă n-ar fi aranjate, statuate și aranjate de categoriile gândirii. Deci ele vin, dar cine le așează ca idee regulativă, ca idei de bază? Categoriile gândirii, deci sunt prelucrate. Și nu doar și cu ajutorul spațiului și timpului, care sunt intuiții pure ale sensibilității noastre. Deci avem aici o chestiune în trei. Da? Deci, dar în centrul tuturor acestor chestiuni așează subiectul, nu rațiunea, precum Descartes, ci onticul, subiectul, adică eul, adică zona ontică sau transcendentală, care este în interioritatea ființei umane. Deci, în esență, aceasta este structura filozofiei, sistemului filozofic al lui Kant, care este monumentală, da? Și sigur că are religia în limite rațiunii, da? Kant este și părintele științei moderne, mai mult decât Descartes. El a alungat știința bazată pe rațiune, da? A alungat-o din domeniul transcendenței, al metafizicii, în planul fenomenologiei, adică în lumea materială, sensibilă. Deci aici trebuie să vă ocupați voi, aici este cunoașterea, aici puteți să cunoașteți, dincolo nu cunoașteți nimic, nu aveți acces. Sigur că da, aici nu aveți acces și el vine și corectează imperativele generale, îmi spune, trebuie să fie Dumnezeu, trebuie să fie dreptate undeva, trebuie să fie continuitatea spiritului undeva. Deci el nu poate fi numit ateu în niciun caz, că am văzut, este agnostic, pentru că respinge cunoașterea lucrului în sine, da? Și a transcendenței, este critic, pentru că critică rațiunea, da? Da? Și este transcendental și ontic, care au filozofie transcendentală, și de la nivel un sistem filozofic extrem de vast, extrem de profund, extrem de important, care nouă teologilor ne-a fost și ne este de mare folos în măsura în care ne apropiem de o asemenea gândire foarte tare, foarte robustă. Aș vrea să continuăm cu Hegel, dacă... Da, sigur, Hegel, marele filozof care, sigur, a avut și o anumită polemică cu al mare filozof, cel pe care l-am amintit acum, Kant, și la care întâlnim spiritul. Întâlnim spiritul absolut și întâlnim și devenirea în același timp, pentru că adevărul la Hegel nu este un adevăr care se poate cunoaște dintr-o anumită singularitate, ci este adevărul ca totalitate, adevărul în devenirea lui, adevărul istoric. Care ar fi semnificațiile ontice ale spiritului absolut la Hegel, problematica omului, el vorbește, are cartea sa extraordinară, Fenomenologia spiritului, este considerat de mulți ca fiind întemeietorul fenomenologiei, poate chiar este primul care folosește pe scară largă acest concept. Semnificațiile spiritului, pentru că vorbește de un spirit absolut, dar vorbește și de o fenomenologie a spiritului ca conștiință, ca devenire în conștiința umană. Da, domn profesor, sigur. Hegel este un monstru sacru. Și iară spun că e puțin cunoscut și puțin înțeles. Da, sigur că o influență extraordinară asupra filozofiei germane, idealistii germane, au avut doi mari mistici ai evului mediu. Meister Eckhart și Jacob Böhme. Eu la facultate mi-am propus la master și la doctorat să
și le-am predat studenților, doctoranților, doctrina lui Eckhart și a lui Jacob Böhme. Nu poate fi înțeles filozofia. Am descoperit și-o mai târziu singur. Nu, dacă încerci să citești filozofia germană fără să cunoști sursa, izvorul de unde s-a născut ea, e foarte greu. Pentru că aminte, când am terminat la facultate și am plecat în armată, am plecat în brațe cu filozofia naturii a lui Hegel. N-am putut să o termin, mi-am notat, am scris dicționare, nu mi-a explicat nimeni, n-am găsit nicăieri. Când am întâlnit pe Eckhart și Böhme, am studiat, am citit, am adus la o conferință a lui Basarab Nicolescu, un fizician român extraordinar, că trece în Occident, care este un filozof al fizicii, Basarab Nicolescu, mai ține conferință la București, un de mare cultură, da? Atunci am înțeles și mai bine care sunt izvoarele, deci mistica renană sau germană, cum este cunoscută ea în Evul Mediu, reprezintă fundamentul sau baza întregului idealism german. Adică el a influențat și pe Kant, l-a influențat și pe Hegel, pe Fichte, tatăl Fichte, fiul, pe Schelling, pe Schopenhauer și așa mai departe. Sigur că în cartea mea aș fi vrut să mă ocup celălalt mai mic, dar poate cu altă ocazie m-am referit la cei mai mari. Deci, pentru asta ar trebui să spun câteva cuvinte despre Eckhart și Böhme, câteva, aș fiecare univers, da? Am fost la Görlitz ca să văd mormântul acestui istorist Böhme. Germania. Ei nu vorbesc despre un Dumnezeu personal, pentru că avem ca temă, ci vorbesc despre o deitate, da? Care pentru Eckhart este mai presus decât treimea. El a vrut să demonstreze, sigur, dorința lui de a demonstra trinitatea lui Dumnezeu, adică Sfânta Treime, da? A ajuns la ideea că deasupra Dumnezeu Treime există o dumnezeire, o deitate, îi spun eu, abisală, profundă, da? Această deitate impersonală, fără conștiință proprie, este simultan în ascundere și neascundere, adică iese și iese, devine. În acest fel trebuie gândit că nimic din ceea ce este nu este. Adică, el spune că oamenii trăiesc cu o mare iluzie când spune eu exist. Nu exist, este doar ea, deitate. Eu sunt atribut al ei. O manifestare în planul fenologic al ei. Da. Da, chiar și textul, întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu în rugul aprins la poatele Muntele Sinai, el interpretează, eu sunt cel ce sunt, spune, acesta este Dumnezeu sau deitatea, e deitatea care se manifestă. Adevărat, deitatea este supra-transcendentă, dincolo. Adică este un Dumnezeu fenomenologic care s-a arătat lui Moise la poale Muntele Sinai. De aceea, spune el, Eckhart, omul nu vede nimic, pentru că el e doar văzut, el spațiul al vederii. El nu știe nimic pentru că doar ea știe. Omul nu are nimic pentru că doar ea este. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este, credem noi că este, nu este. Adică, da. Sigur că s-au referit câțiva teologi ortodoxi, Berdiaev, Nicolae Berdiaev a scris ceva despre Eckhart foarte interesant și cam atât. La noi, în teologia noastră, nu este niciun fel de preocupare pentru în mod defetist, pentru că hai, Domnule, să nu le spunem tinerilor lucrurile astea că poate îi rătăcim. Nu, eu cred că dimpotrivă, a explica o gândire indiferent ce factură ea, cu atât îi ferești ca să nu greșească la nivel teoretic și nu mai vorbesc de lucruri practic. Jacob Böhme este și mai chinuitor. El vorbește despre o vale a plăcerii, o vale virtuală, adică dincolo de existența asta care poate fi percepută prin gândire și prin simț, este o vale virtuală unde se dispută trei forțe antagoniste, un fel de roată anxietății acolo, în această vale anxietății, cum numește el, și acolo țâșnește existența în trei triade, 1, 2, 3, interval ca la muzică,
4, 5, 6, interval, 7, 8, 9, ctinturi. Da. Cu alte cuvinte, ca să rezumăm, în această viziune, nu Dumnezeu personal este primul fundament al existenței, ca în creștinism, nu, ci o deitate impersonală care, dincolo de ceea ce teologia creștină spune sau alte teologii și filozofii spun despre o idee, da? Ci dincolo de această deitate. De aceea Hegel aici pornește cu dialectica dintre nimic și ființă. El are un tag de trei. Ființă, care trece nimic în antiteză, țâșnește prin devenire. Ființă, neființa neagă, ființă este un joc al ascunderii și al dezvăluirii. Ființa automat este lovită de neființă, de neant. În acest dispută între ființă și neființă, țâșnește ideea. Din această vale a plângerii bemeană, ca să se numesc așa, în tactul de dialectica. Sigur că foarte mult spun superficial, fiindcă, domne, că dialectica al Hegel e de la Heraclit, e simplist. Nu, e de la Böhme. Nu e de la Heraclit. Acolo avem alt tip de dialectică. La filosofii antici, la Heraclit, la Efesan. Nu, acolo e altceva. E teză și antiteză, aici avem teză, antiteză, sinteză, ființă, neființă, care neagă ființa, dar această dispută între ele țâșnește, e devenirea care duce, face ca lumina să răsare, ca ființa să apară în plan fenologic. De aceea, pentru Hegel, Hegel pornește de la ce spunea Aristotel despre primul moves imobile, primul motor nemișcat. Dumnezeu este gândirea care se gândește pe sine. Este primul movens imobile. E gândirea care se gândește pe sine. Numai că la Aristotel Dumnezeu este etern, este veșnic, este stabil, este neschimbabil, este aici transcendent și imanent deopotrivă, pentru că iată avem o viziune circulară la Aristotel ca și la Platon. Da? Circulară, unde transcendența de imanență nu sunt ușate, adică despărțite clar, nu? Da? Acolo e o altă problemă. Discutam cu domnul academician Vlătuțescu și ceilalți, cu Surdu, despre lucrul acesta. Iată, Hegel spune că Dumnezeu este gândirea care se gândește pe sine, dar la Dumnezeu nu este, la Hegel. Dumnezeu devine. Este o devenire continuă. Este o devenire continuă. Adică este ideea, deci ideea sau spiritul absolut, ideea absolută sau spiritul absolut, da? Sau Dumnezeul lui Hegel iese în acest tact, teză, antiteză, sinteză, da? Iese în planul arătării al fenologiei, da? Și se realizează pe sine, adică unde? Unde? În imanența lumii, unde? În statul de drept, în familie și în conștiința omului. Spiritul universal, asta este fantastic, spiritul universal ajunge să știe, să cunoască, să știe că este absolut unde? În statul de drept, în familie și în conștiința omului. Ce, care valoare s-a atacat cu cel mai mult? Statul de drept, familia și conștiința. Conștiința nu e decât un epifenomen al creierului și mai departe. Deci, iată, vedem aici la Hegel lucru carate extraordinar. Sigur că el a scris filozofia religiei, el a fost un om credincios, filozofia dreptului, care este extraordinară, filozofia naturii, filozofia spiritului, fenologia spiritului, care este una dintre cele mai grele cărți. Duc aminte că atunci când Napoleon a intrat în Paris, el a strigat: iată spiritul universal călare. Spiritul universal călare, foarte frumos. Da. Sigur că am avut o dispută publică cu părintele Galeriu la Pitești, și am fost certat atunci când mi-am permis eu așa, un ucenic. Părintele profesor, Dumnezeu să-l ierte, a susținut că Hegel este panteist din prima. Este panteist. Și am spus, nu-mi pare rău, nu este panteist. Cum nu este panteist? E panteist. Zic, e panlogist, adică totul este idee. Logos. Panteist, panteismul a fost doar Spinoza. El a fost panteist.
Spinoza, nu, Hegel nu e panlogist. Totul este idee, totul este spirit, care este totul altceva. Spiritul e viu, e mișcător, e dinamic. E totul altceva, deci nu... nu da, eșuiază sistemul în panteism, dar în panteism inițial este panlogist. Da, pan, pasa pan, sigur că da. Sigur, trebuie citite cărțile acestea, Fenomenologia Spiritului, Filosofia Dreptului, Filosofia Naturii, Enciclopedia, da, eu le-am citit, le-am fișat, le-am... nu se poate face teologie speculativă dacă nu cunoști gândirea speculativă a lumii occidentale și nu numai, da. Da, sigur. Mă opresc aici ciocamdată, pentru că mai sunt și alții. Rămânem în timpul, în marginile de timp pe care avem la dispoziție. Haideți să ne ocupăm puțin și de fenomenologie, filozofie existențialistă, să ajungem în această zonă aproape de gândirea... Vreau să vorbim și de Schopenhauer, despre Husserl. Husserl, da, da. Husserl și pe Schopenhauer un pic. Și Schopenhauer, într-adevăr, cu aspectele lor, sigur, la Husserl, fenomenologia, ideea aceasta de intenționalitate, reducția fenomenologică, posibilitatea de a cuprinde în conștiință și ceea ce Kant numea lucruri pe care necunoscut, și care a fost contribuția fenomenologiei, care este în continuare, la dezvoltarea gândirii umane și la cunoaștere în general? Întrucât metafizica tradițională, fie filozofică, fie teologică, metafizica în general, a fost deconstruită sau a fost deconstruită, chiar dinamitate distruse. Și spun acum, o spun cu cea mai mare sinceritate, pentru că am spus-o public totdeauna. Ăsta este și motivul pentru care teologii noștri de astăzi nu înțeleg. Deci nu înțeleg și nu înțeleg, pentru că nu înțeleg. Noi nu putem să mergem, să rămânem cantonați într-o metafizică care nu mai este, care nu mai există. Înțelegeți? Tot ce scrie în Biblie, tot ce au scris părinții bisericii, sunt considerate de centrele culturale ale lumii în care trăim noi, narațiuni sau metanațiuni, mituri. E o diferență fundamentală. Noi, ca biserică, suntem ONG, suntem garantați prin Constituția Țării și există și undeva acolo, sunt și undeva acolo. Poporul crede, lasă să creadă, pentru că și-au dat seama și corifei ateai lumii că nu pot exclude, nu pot să scoată cu forcepsul ideea religioasă din ființa umană, cum se naște cu această idee. Și atunci suntem lăsați la periferie. Noi nu participăm la dialogul cultural al lumii contemporane. Nu participăm, pentru că rămânem în continuare. Am văzut și la televizor și sunt foarte indignat, da? Și s-a întâmplat odată, a fost Cristian Bădiliță, care e profesor la Sorbona și care a tradus foarte mult din Părinții Bisericii și a comentat Evanghelia Apocrife și așa mai departe. Și a venit un profesor, nu spune la care facultate, oricum, Fanion, legat de etimologia unor cuvinte din limba greacă, de sensul lor, și el profesor laic, a fost un pic mai dur, mai incitant, mai... și a spus, și profesorul a spus, știți, vă rog frumos, nu mă tulburați că suntem săptămâna pătimirilor lui Hristos, și răspunsul lui, pentru profesor, v-am invitat aici să avem un discurs rațional, logic, științific, nu v-a chemat, nu duceți-vă la biserică, rugați-vă, da? Stați liniștit, acolo mai veniți să vă tulburați, că dumneavoastră nu se... preocupat, nu știți sau nu vreți să veți un dialog. Deci l-a făcut sub, pur și simplu, literalment. Da, vă ce să mai ia de jos. De exemplu, și profesor de filozofie de la Buzău și ăla cu coadă, cum îl cheamă, scap acum, așa, fiind cu niște idei foarte tari. Dar noi nu trimitem acolo oameni care să știe carte, care să răspund. Pentru că vine și spune, biserică, că școala a fost, prin pentru dată școala a apărut în tine, am mânăt și la biserică. Domnul, asta e poveste la ce îi spune. Asta este narațiune. Pentru că în postmodernism și postantropocentrism, atenție, cele vechi, adică tot ce a fost, nu mai sunt fundaționaliste. Sunt, da, sunt doar orientative, au calitatea de povestiri, n-au valoare fundațională, adică ca fundamente se bazează pe ele. Pentru că totul e volatil în această societate. Nu mai poți face recurs
la anumite lucruri din trecut, pentru că sunt povestiri, sunt narațiuni sau mituri, metanarațiuni. Și insistă, mai grav este că rămânem cu această structură veche, clasică, fără niciun fel de maleabilitate, fără niciun pic de distinție, atunci nu ne primesc la masa lor niciodată. Și marea mea durere este că toți marii filozofi religioși care au venit la București, din SUA, din Anglia, din India, din unde, nu au chemat niciodată un profesor de teologie care predă istoria și filozofia, niciodată. Deci noi nu avem loc la masa bogaților. Tocmai că teologia ar avea nevoie de cineva care să combată acolo, să fie evitat. Da, veniți voi, cum spune Habermas, trebuie să schimbați metodele și tehnicile de a accede la adevăr. Împarantezând cumva, dar vă spun asta în contextul gândirii lui Husserl. Husserl a simțit acest lucru cu geniul lui, Edmund Husserl, și a zis, dom'le, nu mai pornim ca cei din antichitate, ca filosofii din Evul Mediu sau chiar și în perioada modernă, de la ființă, de la o realitate supranaturală, ca ființă și existență. Da? Un Dumnezeu, o idee. Da? Atunci, zice așa, sloganul a fost înapoi la lucrurile însele. Haideți să pornim de la lucruri, de la fenomene, de ce se cheamă și fenomenologie, da? Și nu ontologie. Pentru că până la el, totul se fundamenta pe ființă, pe teoria ființei. Da? Da. Așa cum plecăm noi, de exemplu, în teologie și se facem așa, ce vorbim despre Sfânta Trimitate, Tată, Fiul, Sfânt. Nu, haideți să punem întâi de jos, de la realitatea, de la ortopraxia care manifestă credința mea în Dumnezeu Treime și să arătăm, cum spunea un fizician, Bernard Philibert, un francez fizician, spunea că întregul cosmos este un reflex întreit al Sfintei Treimi. Hai să pornim de la cosmos, de la creație, să ajungem la Dumnezeu. Nu, adică manualul de teologie dogmatică se pornește de la Dumnezeu ca ființă și existență. De fetist. M-ați înțeles, un profesor? Atunci spune Husserl, înapoi la lucrurile însă. Și am găsit, eu am găsit și în Biblie, am găsit la Evanghelia după Marcu. Fenomenologia pornește de la ruperea păzei, o violentare, să vă spun eu, extraordinară a imanenței de către transcendență. Dar nu plecând de la transcendență. Adică în imanență se descoperă divinul, dumnezeirea. În așa fel încât prezența divinului printr-o irumpere cumplită, da? Extraordinară, fascinantă, cuceritoare, cum spunea Rudolf Photon în Das Heilige Sacru, că în fața sacrului ființa umană devine, are un delirium tremens, adică în fața sacrului omul, dacă se întâlnește cu sacrul, tremură, apucă delirul, dar nu mistic, tainic, adică nu ai întâlnire cu divinul dacă nu ești îngrozit, dacă nu ești transformat, zguduit din temelii din ființa ta, atunci te-ai întâlnit. Deci te pune la pământ, este doboară lumina Dumnezeirii sau prezența Dumnezeirii. De aceea foarte mulți oameni se înșeală și mă uit, îmi vine să plâng. Deci văd, nu sunt capabil să simt sacru, nu sunt. Îmi pare foarte rău, îmi vine să se plâng uneori, dar nici nu învățăm pe oameni lucrul acesta. Să nu creadă că au atins sacru. Pe de moment, dacă nu tremuri în fața icoanei, dacă nu simți prezența Sfântului în icoană, dacă nu tremuri când te împărtășești, dacă te împărtășești de două ori pe săptămână, nu ai nicio relație cu Hristos Euharistic. Preoți care dau la grămadă, dau drumul la împărtășeanii continuu, primești pe Hristos în ființa ta, ești vrenic să faci asta atât de des. Nu mai vedeți că vrea popul ăla să vii la el, să-ți povedești la el sau nu știu ce, te facă prieten, este cutremurător. Dacă ai ajuns la moaște unui sfânt și nu cazi în genunchi și nu plângi, înseamnă că nu te-ai întâlnit. Nu-i de vină sfântul care prezentă în moaște, ci tu, că nu ești capabil, n-ai sensuri să primești asta. Deci, delirium tremens, da. Și ce spune Rudolf Husserl? Deci, transcendentul, deci divinul, da, coboară
și sparge pânza aceasta imanențe și se arată atât cât poate ființa umană, cât pot oamenii să-l primească. Este, acest sfânt se urmează un fenomen al divinului. Fenomenul saturat, atenție, este fenomenul în care divinul ți se arată, da? Încât această arătare a lui nu te mai pune să-ți folosești mintea, adică să faci propoziții și fraze, da? Nu mai ai nevoie să spui, eu mă decid să mă duc să mă întâlnesc cu sacru, nu? Adică voința. Nu mai ai timp nici să, cum să spun, să gândești ce simți, să conștientizezi ce simți, că ești prins de lacrimi în interiorul tău, ci pur și simplu ești prins, cum este prins putul de lampă, de pe. Și avem în Sfânta Evanghelie după Marcu, Mântuitorul vine către ucenicii lui. Ucenicii lui erau înconjurați de mare mulțime de oameni, erau farisei. Și atunci a venit Iisus. Când a venit Iisus, tot poporul s-a dus grămadă, deci într-o dată tot poporul a părăsit pe apostol și l-au înconjurat pe Iisus. Deci, un fenomen saturat, adică o prezență care atrage prin ea însăși, adică irezistibilă. Prezențe, cu siguranță că și noi s-a întâmplat la univers secvențial, minor, aș spune, în viața noastră, ca ceva să te capcaneze direct. Da. Adică în primele secunde de întâlnitare cu o persoană, un peisaj, un tablou, ceva. Este un fenomen saturat. În care nu ai timp să te hotărăști, să decizi ce să faci. Ești prins, te duci acolo. Asta vrea să spună Husa. Haideți să nu mai pornim de la fraze și propoziții filozofice, teologice, despre ființă și existență, ci haideți să cercetăm, să găsim, da, aceste stări care, atenție, scapă, învinge critica ateistă opozabil sau faptul că filozofia este raționalistă, este discursivă, punește de la lucrurile care nu ne interesează sau că toată metafizica este construită invers ca în cazul nominalismului, de la lucruri care sunt adunate în genuri și specii, clase, supraclase, pe departe, și pur și simplu noțiunile sunt simple nomina. Adică ficțiuni, nominalism sau ficționalism. Adică nominalism spunea că, pentru că este cearta universalilor, care spunea universale anterem, universale sunt reale, ca la Platon, ca idei la tipale. Anterem, adică înainte de lucruri. Până a venit realism moderat, universale, adică ideile generale sunt reale, nu ai lucruri. Și a venit numai nominalism, în sfârșitul evului, care spune universale sunt post-rem, adică după lucruri și simți ficțiuni, prin abstragere, prin clasificare. Adică am o clasă de obiecte, genuri, specii și mai departe, ale sunt simple ficțiuni, sunt nomina, nu sunt reale. Deci, atunci, Husserl ce spune? Nu, hai să pornim de la ele și nu doar de la ele, pentru că devenise Kant și i-a distrus tot. Simțurile fără gândire sunt oarbe, trebuie să fie ceva, să le pună la punct, să le organizeze, sunt haotice. Husserl vine Husserl cu altă nouă și spune, nu, pornim de la această realitate. Apoi, spune, reducția fenomenologică, da, aici este o altă problemă de dialectică, interumană, de relație interumană. Noi ne cunoaștem pe noi înșine prin ceilalți, da, și cunoaștem pe ei reducându-i pe noi în noi înși, aducându-i. Da. Printr-o operațiune de reducție fenomenologică. Adică dau la o parte, tot ce ține de un subiect uman și atrag în mine subiectul lui. Da? Pentru că, așa, conștiința mea are intenționalitate. E o conștiință a ceva, intenționă. Da? O conștiință a faptul că eu trebuie să mă leg de persoane unde eu sunt azvârlit în lume, sunt, da? Eu nu vin într-o lume goală, da? Sunt aruncat și eu sunt un fenomen, da? Această idee o va exploata la maxim Heidegger mai târziu, da? Sigur? Și atunci o reduc în mine și o știu, cunosc și el rezolvă și problema lui Descartes, care nu putea să facă legătura între cogitașele și existența. Și atunci spune Husserl așa, pe celălalt aduc în mine reducând, adică renunțând la tot ce apanajul lui și le iau pe el doar ca eu, ca subiect. I-am avut o discuție dură cu Mihail Șora pe tema asta, domnul profesor. Da. Andreea, mi-a rugat aminte, părinte, de o explicație a lui Husserl în limbaj mai accesibil.
În legătură cu moralitatea aceasta lui de a se raporta la existența, la lume, el spunea că atunci când ne uităm la o casă, putem vedea casa ca atare, o privim ca atare, o interiorizăm ca atare. Dar atunci când ne gândim la o casă prin descrierea ei, prin geamuri, ferestre, uși, poziționare, atunci rămâne numai în limita rațiunii și nu avem acea intenționalitate, acea conștiință care se raportează direct adusă la direct lucru. Nu e nevoie de detalii, de părțiri, care să nu folosești rațiunea. Să nu folosești rațiunea, da. Intuiția ca atare și intenționalitatea și întotdeauna conștiința intuiția nu este fenomenologică. Fenomenologică. Nu este o conștiință goală, e o conștiință a ceva. Are intenționalitatea. Dar e o contribuție extraordinară. Să ne oprim puțin și asupra lui Schopenhauer, da. Lumea ca voință și reprezentare. O lucrare amplă, mare și sigur că contribuția are o contribuție extraordinară Schopenhauer la ce a semnat existențialismul și chiar și dezvoltarea aceasta a fenomenologiei. Ce putem spune despre această carte a lui Schopenhauer și despre această gândire a lui care poate fi sintetizată în această frază, lumea ca voință și reprezentare? Poate contribuția celor doi mari mistici, Eckhart și Böhme, a zice că s-a răsfânt major asupra gândirii lui Schopenhauer, pentru că Schopenhauer a fost influențat și de către filozofia budistă. Și știm că Mihai Eminescu a tradus lumea ca voință și reprezentarea lui Schopenhauer, Eminescu și el, în poezia lui, a fost influențat prin Schopenhauer de gândirea da, am avut o polemică cu Amita Bose, a fost doctoranda doamnei Maria Zoe Dumitru Bușulenga. Ne-am întâlnit la un parastat de 6 săptămâni, la Pitești, și Amita Bose, o indiancă, da, a făcut o teză doctorat despre Eminescu și spunea în teza ei doctorat că în proporție de 90% și peste 90% Eminescu a fost influențat de budism. Și a spus nu. De față cu Zoe Dumitru Bușulenga și am adus multe argumente prin care i-am demonstrat, e adevărat, un pic un accent mai dur pentru că nu vrea să înțeleagă și eu sunt mai violent când sunt sigur de ceea ce spun, da? I-am arătat că s-a înșelat, sigur că doamna Zoe s-a supărat un pic, dar asta este, i-am spus că nu. Deci, Eminescu a fost învățat și din ortodoxie și din genul poporului român, din gândirea vechilor daci, da? Și are foarte multe contribuții autohtone din filosofia germană, nu doar din filosofia, fi reducționist să spui că 90%. Și am spus să vă înșelați pentru că nici Schopenhauer n-a fost influențat în proporția asta de filosofia budistă și vă înșelați pentru că vă spun. Marea influență a fost la Eckhart și Böhme, a rămas puțin suspendată pentru că dânsele fiind de profesor de filologie, nu știau, nu citiseră Böhme și Eckhart. Și am spus, mă rog, mergeți și cercetați și veți vedea cu siguranță. Deci spun, poate Hegel a fost influențat la fel de mult, dar Schopenhauer, în mare măsură, da. Deci lumea ca voință. Deci, pentru Schopenhauer, lumea este rezultatul voinței oarbe a acelei deități, care iese, cum spunea Böhme, în tag de trei, ctitur, da, cele trei roata anxietății care ies, cele trei care ies în valea plângerii, ies pe un plan superior inteligibil, iarăși se învârs, se ciocnesc trei, urmează o trecere, treptele 7, 8, 9, se întoarce în cerc, în valea plângerii și iarăși. E fascinant, e fantastic. Deci lumea ca voință este o voință oarbă, o sete de manifestare. Vă spun, domnule profesor, că am întrebat și pe academicieni și n-am pe cine să întreb. Și voi întreba și voi căuta cât voi mai fi. E ceva care mă macină. Să mi se spună de ce Hegel a rezolvat. Dumnezeu nu e. Dumnezeu nu e, Dumnezeu devine. Devine. Deci nu e. El a rezolvat în felul lui, dar nu a rezolvat-o în maniera creștinismului teist, sigur, evident. Da. Adică, decid absolutul, dacă e absolut, de ce mai are nevoie să iasă?
Înțelegi? Da. Această foame, da, problema este că deitatea asta și ea, oarbă fiind, simte nevoia să iasă. Ea se realizează ieșind și se întoarce în sine, reluând circuitul din Valea Plângerii până la treapta nouă, ca să zic așa folosit. Iară se întoarce și așa mai departe. Deci iată, îl vede Schopenhauer lumea ca expresia acestei voințe, acestei o foame de a se manifesta, de a avea un corp, corpul deității care este Universul. Da. Și reprezentare acestei deități. Lumea este și voință și reprezentarea acestei deități absconse, da, care este și are originea într-o vale virtuală, da, potențială și virtuală, a existenței care nu e încă existență, în planul fenomenologic. Da. De aceea Schopenhauer, și aici această idee alături din budism, el a fost profetul, știți că a avut probleme de sănătate, a fost maladivă, în sfârșit, a propus ca mântuire, ca salvare, sinuciderea cosmică. Adică Universul, ca să nu mai rămână acest joc orb al deității, să se stingă. Adică nu sinuciderea personală, individuală, nu cosmică. Pentru că am citit foarte mulți, n-au înțeles, adică ce fel de sinucidere provăduiește. Pentru că iată, în budism știi foarte clar că, prin primul rând, în hinduism, avidia este cel mai cumplit păcat, adică ignoranța. Ignoranța că nu realizează hindusul, indianul, nu realizează că el este brahman. În timp ce în Upanishad descrie Tadvamasi, tu ești acesta, tu ești acela, adică brahman. Adică în hinduism omul este deja brahman, dar nu știe că este. Este o manifestare, iată, în planul lui brahman, dar el este cuprins de avidă, de ignoranță, de un văl, pentru că lumea este maya, este iluzie maya. Da? Și atunci trebuie să dea la o parte vălul maiei. Și asta înseamnă vidia, înseamnă cunoaștere, știință, da? Dacă vrei să te eliberezi, da? Să scapi de roata samsarei, în principiu carbi roata samsarei, să te eliberezi, da? Și o piedică în calea salvării este să te consideri subiect, persoană, sau să te consideri separat de masă, de scaun, de pom sau de celălalt. Nu. Ești o parte, ești o formă a lui Brahma, a divinității care este Brahma. Deci iată, de aceea Schopenhauer a preluat și de aici și a combinat cu cunoașterea lui din esoterismul Böhme și Eckhart și a scris această carte extraordinară, una cele mai importante cărți în istoria filozofiei moderne, Lumea ca voință și reprezentare. Da. Părinte profesor, sigur că mai sunt multe, aș vrea să continuăm dialogul, sigur că au mai rămas așa printre punctele de referință. Da, de Kierkegaard, criticul lui Hegel, destul de acerb. Există. Da, da, sunt mulți și Heidegger, în primul rând, cu așa, da, ființă și timp, existența în timp. O să continuăm cu amabilitatea dumneavoastră. Una din cele mai grele cărți, da, și e bine că e tradusă în limba română. Poate vom vorbi și despre Blaga și filozofia românească, care iar trebuie să ajungem și aici, pentru că și acolo întâlnim ființa și existența în toate modalitățile ei de a fi și o gândire extraordinară. Spunea noi că la un moment dat că păcat că Blaga n-a scris în altă limbă, pentru că atunci ar fi fost mai bine cunoscut, a scris în română. Putem să discutăm, mă gândesc așa, și la corelațiile dintre filozofie și gândirea unor mari teologi, cum ar fi Maxim Mărturisitorul sau Grigorie Palama, încă n-am reușit să ajungem la gândirea despre lumină și îndumnezeirea omului, dar și vom vorbi. Și aș vrea să... Da, da, și despre persoană, pentru că aici avem și multe semnificații juridice și noi juriștii folosim conceptul de persoană, iată cât de multe corelații sunt în continuare și ne așteaptă. Aș vrea să prezint participanților, celor care ne urmăresc, o contribuție remarcabilă a dumneavoastră la filozofia română. O carte a apărut recent, la editura Paidea, o editură renumită din București. Cartea se numește Transcendență și Imanență.
Spun că este o contribuție extraordinară, nu pentru că eu, ca puțin cunoscător în domeniul filozofiei, dar mă bazez pe afirmațiile pe care un celebru academician român, filozof, Gheorghe Vlăduțescu, o făcea în legătură cu această carte. Dacă îmi permiteți, pentru cei care sunt prezenți, am să citesc, dacă găsesc și ochelarii, să sper să-i găsesc, afirmațiile, comentariul pe care părintele, pentru care academicianul Gheorghe Vlăduțescu le făcea în legătură cu cartea dumneavoastră. Părintele profesor Ion Popescu, teolog dogmatician cu reputație solidă în materie, este în joc secund și filozof, nu doar pentru a fi dobândit și titlul de doctor în filozofie. După acela în teologie, părintele îl obține și pe acela în filozofie, nu pentru a mai adăuga unul. Se va fi supus unui exercițiu metodic pentru a deprinde tehnica, logica stilistică a filozofării și pentru a-și întări înțelegerea atât de necesară în credințării, a fi în credință. Doar, cum ziceam un scolastic, pe cât înțelege mai bine, crede mai mult și pe cât crede mai mult, înțelege mai bine. Părintele Popescu vine în această carte ca teolog care dialoghează cu filozofia, în primul rând prin teologie, dar și în al doilea pentru filozofia însăși. Atât de polisemice prin diversitatea semnificărilor, transcendența și imanența, nu pot fi bine înțelese decât prin exercițiu dialogal, prin care părțile, pe cât se instituie, pe atât se presupun reciproc. Scrierea aceasta a părintelui profesor Ioan Popescu este despre acest dialog. Vă felicit, părinte profesor, și vă doresc multă putere, Dumnezeu să vă lumineze, ca să continuați această operă dumneavoastră. Felicitări!